orașul să veni și nu numai. Se anunță o zi încărcată. Ce se întâmplă astăzi? Da, astăzi este o zi cu adevărat importantă pentru orașul Săveni și numai pentru orașul Săveni, pentru județul Botoșani și pentru raionul Iedeneț de pe malul Stegalcurtului. Se vor semna parteneriate astăzi de colaborare și depunere de proiecte pe proiectul comun transfrontalier România-Moldova și o să ne bucurăm de prezența oaspeților noștri de perspectiva momente. Un număr de 36 persoane, din care 20 primari și tot ce înseamnă conducerea unui raion, începând cu președintele raionului, cu vicepreședinți, cu șef de la finanță, șef de la situație de urgență, în domeniul sanitar și ceilalți, o delegație foarte consistentă, ca să zic așa. Ei, practic, ne întorc vizita astăzi, după o vizită absolut frumoasă, derulată ceva timp în urmă în Republica Moldova și în raionul dumnealor. Eu zic că va fi un pas mare pentru relațiile noastre bilaterale și pentru atragerea de fonduri transfrontaliere. Mai cu seama că ei se pregătesc să absorbă fonduri europene, așa cum au făcut și mai mult de mult, prin contractul semnat cu Uniunea Europeană. Despre ce proiecte e vorba? Proiecte, deci toți colegii noștri primari sunt într-un număr de peste 20 primari și de la noi, care intră în acest proiect, împreună cu Consiliul Județean. Și proiectele sunt multiple, de la apă, canal, proiecte de cultură, proiecte, știu eu, pentru situații de urgență și toată gama de proiecte care se pot derula pe zona transfrontalieră. Acum, n-aș vrea să fiu rotă aceasta, dar și la Botoșani, la zona metropolitană, domnul Eichner a încheiat tot felul de parteneriate cu moldovenii de peste Prut și până acum n-am văzut nimic concret. Ce așteptare aveți dumneavoastră? Noi deja am inventariat o serie de probleme pe care le avem în zona noastră, mai ales pe zona Galului Marmașului de Sus, pe care le-am prezentat și celor din Republica Moldova. Dumnealor ne-au prezentat o serie de probleme cu care ei se confruntă și să ne punem de acord în ceea ce urmează să facem. Noi deja am început să lucrăm practic și va fi, zic eu, o bună colaborare și nu o să fie vorba doar despre vorbe și doar de întâlniri. De altfel o să vedeți cea mai importantă delegație care probabil de la Revoluție până acum a venit de Republica Moldova în județul Botoșani.